cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața, oameni buni! 30 martie 2022. Haideți să începem emisiunea, așa cum am început de fapt și știrile de astăzi de pe site-ul Mesagerul de Neamț, cu urări de bine, prosperitate și să aibă conducătorii pe care îi merită municipiului, locuitorilor municipiului Roman. Acum 630 de ani, dacă nu mă înșel, într-un hrisov, într-un act de Danie, Roman Mușat, cred că Roman I Mușat, 92-94, ceva, da, 1392-1394, amintea târgul Romanului într-un acest act de Danie. Ei bine, Romanul după aceea a avut o evoluție în Evul Mediu fulminantă. Dacă era pomenit la 1392, vă dați seama că exista dinainte acolo locuire. Unul din orașele emblematice ale Neamțului și unul din orașele emblematice ale Moldovei, cu mari perspective de dezvoltare spre deosebire de Piatra Neamț, pentru că acolo este o zonă cu interese și o zonă circulată și cu infrastructură de circulație. Deci, la mulți ani romașcanilor pentru ziua de astăzi. De la Roman venim la Piatra Neamț. Am vrut săptămâna trecută. Din păcate nu ne-au lăsat regulile administrației publice locale să facă, și o să vă explic de ce, să fac o emisiune cu unul dintre viceprimarii municipiului Piatra Neamț, domnul Marius Irimia, care acum este prezent. Săptămâna trecută nu putea pentru că trebuia să facă niște cursuri care nu pot fi amânate. Bună dimineața, domnul viceprimar. Bună dimineața și la mulți ani, cum ați amintit și dumneavoastră, romașcanilor. Dumneavoastră sunteți profesor de istorie, știți multă istorie față de mine. Și într-adevăr, Romanul a fost și va fi un punct pe harta Moldovei, pentru că este la confluența Siretului cu Moldova și, într-adevăr, perioada de locuire la Roman a fost, încă din antichitate, a fost continuă. Asta e. E un oraș care are perspective și a avut și are perspective. A fost și este la o intersecție de drumuri și a fost la o intersecție de ape curgătoare navigabile. Am înțeles. Ce vreau să vă zic, domnul viceprimar, uitându-mă așa la dumneavoastră, pot să vă spun că ați albit. Cam repede. Nici 2 ani la primărie, din care o parte suspendat. Eram alb înainte, dar am albit mai tare. Dar știți cum, asta este un, cred eu, și vreau să cred că este un semn de înțelepciune. Cu cât ești mai alb, cu atât ești mai înțelept. Sau cel puțin așa am învățat eu de la părinții, de la bunici. Acum se va vedea dacă doar am albit sau devin încet, încet mai înțelept. Acum nu știu cum e asta cu albitul și înțeleptul, dar ce pot să vă spun este că sunt curios dacă în momentul acesta regretați că ați venit la primărie sau nu. Nu regret că am venit la primărie și sunt unele chestii care mă fac în fiecare dimineață să mă trezesc cu o anumită dorință de a schimba ceva în orașul nostru. Bun. Împreună cu echipa de la conducerea primăriei Piatra Neamț, ne dorim să schimbăm unele lucruri. Într-adevăr, nu reușim să le schimbăm cu viteza pe care am fi vrut-o noi, dar în 2024, când se va trage linie și se va vedea ce am putut realiza și ce nu s-a putut realiza, atunci vom trage și, sau cel puțin voi trage și concluzia dacă există sau o urmă de regret, pentru că
Doamne Irimia, dacă acum stăm și ne aducem aminte de emisiunile pe care le-am făcut în perioada campaniei, care erau în perioada campaniei, și vă întreb acum, doamne, care e diferența de atunci față de acum? Lucrurile din interior sunt aproape total diferite față de cum se văd din exterior, că nu ai nicio tangență cu administrația publică locală. Atunci, într-adevăr, îți dorești, sau în campanie, vorbeam despre lucruri pe care ni le dorim cu toții să se întâmple în Piatra Neamț, doar că uneori în primărie simțim așa, și eu și colegii din conducere simțim unele piedici sau unele întârzierea unor lucruri care nu ar trebui să fie întârziate. De exemplu? De exemplu, să zicem că sunt câteva exemple care au fost mediatizate în presă, cum este problema parcărilor, pe care ne-am fi dorit să se întâmple mult mai lin și mult mai puțin, să zic eu, puțin, să găsesc un cuvânt care, puțin mai... Mai puțin bulversant. Bulversant pentru pietreni, dar zic eu că am făcut tot ceea ce am putut. Am vorbit foarte mult despre desființarea societăților Consiliului Local în campanie, atât eu cât și... colegii și... Inclusiv primarul. Bineînțeles, cu colegii din conducerea primăriei. Mi-amintesc că și domnul Liviu Harbuz, care venea din partea Pro-României, a vorbit despre acea reorganizare a societăților Consiliului Local. Eu am vorbit despre comasare. Domnul primar, la fel, dacă nu mă înșel, a vorbit despre tot un fel de reorganizare. Lucru care a început și va continua pe parcursul Dacă mă întrebați pe mine, deși nu o să mă întrebați pe mine, dar eu tot o să spun, procesul a început târziu, n-a început imediat după alegeri, cu poticneli, cu lipsa de experiență inerentă. Pentru că... Lipsa de experiență și cu blocajul făcut de mafia funcționarilor, care există, dar nu e recunoscută niciodată. Domnul Bolănescu, atunci când se încearcă să închidă niște rubinete, întotdeauna se vor veni niște oameni care vor pune piedici, tălpi, să spunem noi așa, în ghilimele, și care va îngreuna procesul. Dar asta nu înseamnă că nu îl vom duce la finalitate. Eu n-am zis că nu. Eu sunt convins că până la urmă se va ajunge la o finalitate, dar până atunci... au trecut 2 ani în momentul acesta deja, ce să mai lungim acolo, și rezultatele nu sunt pe măsura, nu a promisiunilor, că nimeni nu s-a așteptat la asta, nu sunt pe măsura nici a așteptărilor celor mai pesimiști. Adică mie mi se pare de noaptea minții, să nu vă supărați pe mine, că dumneavoastră ați deschis cu parkingul discuția, ca acum eu să mă gândesc să dau înapoi serviciul de parcare la parking. Adică mi se pare o atât de mare aberație și o atât de mare tâmpenie. Da, deci, la parking, da, iau de la parking prezent, și dau la parking. Deci să faci, numai să gândești planul ăsta, înseamnă să iei, să te urci, că sunteți silvicultori, da? Te urci într-un copac, te așezi cu fundul pe o creangă și pe urmă zici că tai creanga aia și o tai din spatele tău. Deci, cam așa e. Adică, numai să gândești asta sau trebuie să fii extrem de inteligent și să ieși după aceea să-ți pui cenușă în cap și să spui domnul Moroșanu, domnul Dan Vasile Constantin, domnul nu știu care, ne cerem scuze pentru că nu v-am înțeles mesajul vostru atunci când ați încasat bani ilegal. Adică mie mi se pare noaptea minții. În momentul de față, serviciul de parcări este în cadrul primăriei. Asta știu, dar știu la fel de bine că se discută una din variantele de lucru, hai să-i spune, varianta A
este să se ducă din nou la parking. Și asta ar însemna, din punctul meu de vedere, Consiliul de Administrație, cu 5 membri, la câți angajați, nici nu mai știu câți are parking. 12. 5 membri în Consiliul de Administrație, din 12 angajați, 2 sunt director, sau un director și un director economic, sau, mă rog, contabil șef. Așa, deci mai rămân 9, adăugăm ăștia 2 la 5, 7, mai punem 2 agamani, nu-s plătiți, dați șefi acolo, și egalizăm. Adică câți șef și câte mape, atâția din ăștia cu... Nu știu dacă este chiar planul A, asta nu știu sursele dumneavoastră, dar sunt mai multe planuri pentru societățile Consiliului Local, prin care este și parkingul. Eu îmi doresc să văd că se rezolvă problema până la urmă pentru oameni, că nu mai are niciun fel de importanță. Deci orice vorbă care se spune nu o mai poți lua în serios până când... Adică e un fel de bla-bla continuu care nu se mai cheme. Termină. Haideți să trecem la domeniul dumneavoastră de activitate. Aveți prin atribuție, prin hotărâre de primar sau atribuții pentru viceprimar. Pe primul plan, care sunt din aceste atribuții? Acum, fiind primăvară, primul plan este salubritatea și cu urbanul. Salubritatea cu curățenia, iar urbanul cu spațiile verzi din oraș. Asta nu înseamnă că mai am o activitate care nu se vede, dar care este foarte importantă, aceea de urbanism și de cadastru, care sunt acum, în contextul războiului din Ucraina, s-a mai micșorat numărul de autorizații de construire, dar așa este, dar la începutul anului chiar începusem bine, se observase așa o relaxare și o dorință a oamenilor de a investi în locuințe, în construirea spațiilor comerciale, zonelor, zic eu, mici hub-uri industriale, mici. Dar acum, s-a cam oprit. Eu cred că oamenii s-au gândit dacă nu știau în ce monedă să investească. Nici nu știau, dar probabil, nu știu care a fost gândirea sau care este gândirea sau care este temerea oamenilor, dar probabil că au prioritizat altfel cheltuielile și investițiile. Mi se pare normal, având în vedere că nu știm exact în ce apă se scaldă inclusiv România, așa, Europa, ca țară. Mă rog, Europa, mi-aș dori să-i pese Europei de România cât îi plasă României de Europa. Și mi-aș dori asta. Dar nu cred că se întâmplă lucrul acesta, din important păcate. Este ca nouă românilor să ne pese foarte mult de România. Așa este. Mă uitam zilele astea, apropo de cât îi pasă Europei și cât ne pasă nouă de Europa, ce contributori mari am fost noi, nu vorbesc aici de lucruri importante, vorbesc doar la vaccinuri. Ce contributori mari am fost noi, România, jos pălăria tuturor miniștrilor sănătății, până la ultimul n-a luat. Am comandat vreo 80 de milioane de vaccinuri la prețuri frumușele, 133 de lei Moderna, vreo 90 și ceva de lei Pfizer-ul. Deci, așa, de avalma. Acum zac prin depozite, am mai donat la țări sărace, că noi suntem potenți, cel puțin din punctul ăsta de vedere, la cumpărături. Și acum avem în stocuri și mai trebuie să ne vină, că noi am fost prevăzători, adică nu așa, am cumpărat, să avem acolo. Nu stăpânesc subiectul, nu știu, dar ce văd în media... 6 miliarde de lei am dat, adică un miliard și ceva de euro, ceea ce, până la urmă, mi se pare normal că trebuie să avem o țară sănătoasă din toate punctele de vedere. Bun. Haideți să vedem cum stăm în momentul acesta cu zona de, care ne interesează pe toți,
cu zona de curățenie, pentru că unul dintre domeniile, este, domeniile dumneavoastră este salubritatea. Curățenia, ca în orice primăvară, începe, nu este un oraș foarte curat din punctul meu de vedere, dar facem tot posibilul să fie mai curat decât în anii precedenți. Și lucrul ăsta se va vedea, se vede o schimbare și se va vedea pe parcursul anilor care vor urma. Curățenia va fi mult mai bine făcută și pe toată raza orașului, nu doar în centru, începând cu anul acesta mai bine. Care sunt argumentele? Că pe mine trebuie să mă convingeți că va fi mai bine. Eu deocamdată, dacă mă uit pe stradă, și mă uit pe stradă... A fost și perioadă destul de rece. A fost un martie rece în care nu am putut să scoatem mașinile de... acele mașini mari și mici de curățat carosabilul. Începem acum să măturăm manual și mecanizat străzile. Trotuarele au început să fie, s-a văzut deja prin oraș cele 20 de măturători care tot au apărut prin presă, care încercăm încet, încet să mecanizăm partea asta de curățenie a orașului. Am zis cu toții, împreună cu colegii din conducere, că nu dorim să mai vedem mături și măturaie prin oraș, decât în locurile în care nu se pot introduce acele, băga acele mașinuțe de aspiratoare mecanice de curățat. Va începe, până acum nu a fost contract de salubrizare a spațiilor verzi. S-a încheiat și contract tot cu Salubritasul de curățenie a spațiilor verzi, pentru că acum era o mică discordanță, pentru că pe trotuar și pe stradă făcea curățenie, face curățenie Salubritasul, iar pe spațiile verzi făcea curățenie cei de la Urban. Și tot timpul spunea, domnule, da, ok, mergeam omul de la Salubritas, strângea gunoaiele și din corsurile de gunoi și de pe trotuar, dar nu intra și pe spațiul verde, pentru că nu era domeniul lui. Iar știți cum bate vântul în oraș, hârtiile sau gunoaiele zburau de pe trotuar pe spațiul verde sau de pe spațiu pe trotuar și tot timpul se arunca pisica dintr-o parte în altă. Să fac o glumă, vântul a bătut tot timpul peste România în ultimii ani. Și contra, întotdeauna din față. Da, mă refeream și la vântul Sorin Ovidiu, care e tot romașcan, îi spunem și lui la mulți ani odată cu orașul. Să nu interpreteze greșit urarea de la mulți ani. Deci astăzi n-ai voie să spui la mulți ani. Pe 30 martie nu e permis în județul Neamț să spui la mulți ani nici măcar romașcanilor. E o zi importantă în care nu pot să pronunț cuvântul ăsta la mulți ani, expresia asta la mulți ani, că se interpretează. Devii dușman dacă spui astăzi cuiva la mulți ani. Nu vă spun în emisiune că n-are rost, dar okay. După emisiune o să vă spun de ce. Revenind, să zicem așa, la partea de curățenie, eu ce pot să vă spun este că cu siguranță orașul va fi și oamenii, prietenii vor vedea mai multă curățenie în oraș, pentru că asta se dorește. Și deja avem semnale că ceea ce facem este pe drumul cel bun. Bun. Ce faceți? Pentru că eu m-am uitat câte gunoaie s-au strâns astea de la coșurile de gunoi, de pe stradă și pe trotuare. Cantitatea e un pic mai mare ca în anii trecuți, nu e atât de mare decât a preconizat domnul director și Consiliul de Administrație de la Salubritas. Dar, sincer, mare diferență. De-abia a început primăvara, domnul Bălănescu. Curățenia începe după iarnă, știți cum, împreună cu colegii am decis să nu se mai dea cu nisip pe stradă, pentru că tot timpul acel nisip ajungea la rigolă, cum se spune, și se cheltuiau foarte mulți bani pe rigolarea străzilor. Și acesta este un lucru care ține de curățenia orașului. Nu mai vedem acele, să zic eu, jumătate de metru, un metru de noroi uscat lângă bordură, care tot timpul la prima ploaie
era întins pe toată suprafața carosabilului. S-a început scoaterea burenilor dintre pavele, lucru care nu s-a făcut, cred că în ultimii 10 ani de zile, cu, să zic, un grad de seriozitate mai mare. Avem un HLM prin care... Cum se scot burenile astea? Chiar sunt curios. O parte se scot manual, pentru că efectiv au rădăcinile băgate sub pavele, o parte se scot cu ajutorul unor, să zic eu, cositori mecanice, care au în față o perie de sârmă care efectiv rupe partea de frunză și de tulpină a burenilor. Pentru că nu mai avem voie să mai stropim cu total acel ierbicid care... Dumneavoastră ați votat. Bineînțeles. Așa dumneavoastră ați votat la ideea unui consilier care și-a dat seama că el nu poate să voteze proiectul de la parking care contra cu parking. Așa Dumnezeu este. Să-i ajute pe cei de la parking. Deci, dar găsim soluții, ce vorbim? Putem înlocui acel total cu alte soluții care nu sunt la fel de, să zic eu, de performante cum este totalul, dar încercăm să substituim. Da, e interesant asta cu iarba, pentru că a crescut iarbă și prin trotuare. Păi, nu vorbesc de pavele, zona cu pavele. Trotuare în care era turnat, mai sunt, să știți că mai sunt. Era turnat din ăsta. Bitum. Bitum și prin bitum pe margine, a crescut. Pe margine, între pavele. Și prin crăpături. Și prin crăpături. Și acolo e mai greu. Nu, să știți că la pavele este mai greu pentru că crește destul de repede și de bine. Au rădăcini foarte adânci și chiar dacă... Deci soluția ideală este să scoatem pavelele, să venim cu un alt strat de nisip, bineînțeles, să luăm toată partea de buruiană și apoi să așezăm pavelele. Dar lucrul acesta se va face în timp și pe zone, pentru că nu putem să îndreptăm pavelele în tot orașul într-un an de zile. Dar nici n-ai cum. Ele s-au pus în câțiva ani și s-a văzut urmarea, a fost extrem de benefică pentru oraș. De ce? Pentru că pe măsură ce se puneau pavele, se obțineau și foarte multe autorizații de construire de vile. Adică toate firmele alea care au pus pavele au prosperat, s-au dat dividende și s-au construit vile multe, și în piatra, și chiar și în roman, că erau și romașcani care puneau pavele și, în piatra. Probabil că au și atunci, roman pavele. Și atunci, dacă tot s-au oprit asta cât de cât cu autorizațiile, poate n-ar fi rău să punem din nou pavele. Că atunci crește și numărul de autorizații. Mi-aș dori să mărim suprafața de spațiu verde. Și eu mi-aș dori asta. Și încet, încet se va vedea și bun. Lucrul ăsta. Și spațiile verzi acum, deci dacă ați luat de la urban spațiile verzi, urbanul cu ce a mai rămas? Dar nu am luat de la urban spațiile verzi. Păi nu spuneați că urbanul avea înainte nu, zona... Curățenia. Curățenia pe spații verzi. Pe spațiile verzi. Ah, deci curățenia o face... Acum o face toată curățenia în tot orașul, o face Salubritas. Înainte era împărțit. V-am zis, spațiile verzi, curățenia pe spațiile verzi o făcea urban. Dar acum aveți vreo situație, sunt chiar curios, dacă nu poate cereți după emisiune, cât gunoi a strâns de pe spațiile verzi urbanul și care era ritmicitatea cu care depunea gunoiul respectiv la groapa de gunoi și după aceea să verificați și facturile pentru strâns gunoiul de pe spațiile verzi ale urbanului. Asta așa, ca o chestie, ca să ne dăm seama că poate era gunoi și nu știm noi. Dar sigur s-a plătit. Cu siguranță. Deci cu siguranță s-a plătit, acum restul nu știu. Legat de spațiile verzi, începând cu anul ăsta, dar mai mult începând din toamnă, se va vedea și oamenii vor vedea o schimbare radicală, zic eu, a spațiilor verzi, pentru că acum lucrăm la un cai de sacin pentru un master plan de revitalizare a spațiilor verzi, prin care firma care va câștiga acel contract ne va face, să zic eu, o biblie a ceea ce se va întâmpla, un plan pe următorii... Nu va fi tot cu încredințare directă către Salubritas? Că asta era unul din plan. Nu. Deci nu va fi încredințare
nu știu, despre salubritate, nu, vorbim despre reorganizarea spațiilor verzi. A, și care ce organizare. Trebui, și ce ar trebui sau cum ar trebui să arate spațiile verzi un oraș de munte cum este Piatra Neamț. Ce specii să plantăm, cum să plantăm, unde să plantăm. Lucrurile acestea nu se știu. Am observat că nici specialiștii de la Urban nu știu foarte bine lucrul acesta. Vă rog frumos, deci cum ați spus că n-am înțeles? Specialiștii de la Urban în spații verzi. Urbanul, spații verzi. Așa. Da. Cei care au ciumpăvit fără milă și fără niciun fel de așa copaci din oraș, dacă ei sunt specialiști, dumneavoastră sunteți silvicultor. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că alea erau... În acest motiv am zis că cel mai bine este să avem un plan, o biblie, după care să ne luăm și să știm unde și ce și când și cum plantăm în acest oraș. Nu plantăm așa după ureche. Trebuie să avem un plan bine stabilit de către o firmă care este specializată pe acest domeniu. O firmă de amenajări peisagistice. Și apoi ne vom putea face, an de an, ne vom putea planifica ce lucrări și cât vor costa lucrările efectuate. Apropo, au venit niște studenți, parcă la Piatra, și au propus niște proiecte cu parcul parcul Nicol, grădina publică Nicol. Mă rog. Este în proiectare, urmează să iasă. Acum proiectul. Este grădina închisă Nicol Albu. Nu este publică, este grădina închisă Nicol Albu. Viitoarea grădină, fosta grădină și viitoarea grădină. Fosta și viitoarea grădină. Ideea este că o trecut cât de când e închisă? Aproape... A fost închisă în august, pe 13 august. Și vine vara. E grădină publică, grădina publică a cui o fi. Până vine planul ăla celebru, e un lacăt acolo, niște băncuțe. Eu știu, vom poate nu arată foarte mică, bine. Vom veni cu o mică, să zic eu, investiție în acest parc, dar dați seama că Curtea de Conturi va veni și ne va trage durerea și va spune: domnule, ok, aveți la proiectare, aveți un proiect, urmează să modificați totul acolo, de ce ați venit și ați spus băncuțe dacă știți că la anul sau anul acesta veniți cu alte investiții. Știți cum tot timpul trebuie eu să știu, fim atent la nuanțele. Pe principiul ăsta trebuie să închidem și orașul că a scos la licitație colarele de mobilitate. Și atunci, știți cum e, dacă îl ții deschis orașul, circulă mașini pe trotuar, pe asfalt și îl micșorează, da, că așa spuneau în studiu de prefezabilitate de la an la an. Că, trebuie să plătim mai mult că s-a circulat și s-a dus covorul la asfaltic. Păi până începe lucrarea, circulă lumea și atunci hai să-l închidem ca să nu mai circule nimeni pe acolo, să nu cumva să cheltuim în plus. Adică, domne, e o grădină publică. Este o grădină publică. Mă duc și cumpăr șezlonguri și le pun acolo și le duc la strand. Dacă vreau să dau drumul. E o prostie ce spun aici. Mă duc și aduc eu privighecioară și o pun sus undeva acolo. Și, adică e o prostie să ții din august până acum. Bun, am înțeles. Nu s-au luat lucrurile de acolo. Era pericol de accidente. Nici nu arăta estetic bine cu toate țarcurile. Înțeleg și asta, înțeleg și asta, totuși, parcă e cam mult într-un oraș al din punct deschiderii. De vedere a spațiilor verzi, Urbanul va intra și pe zona grădinii publice și va întreține acele spații verzi. Dar cu investiții foarte mari nu se va putea veni, pentru că foarte repede, după ce este proiectul și se va contracta o firmă pentru realizarea lucrării, se va schimba fața. Știți ce îmi spune mie parcul public ăsta, parcul închis Nicol Albu? Îmi spune ce îmi spunea și Piața Mărăței, ce îmi spunea și locul ăla în care se vindeau mașini fără să existe autorizație. Există un blocaj și o lentoare și lipsa de curaj în a face ceva. La Piața Mărăței nu facem nimic pentru că nu mai putem face piață și atunci așteptăm să cadă una, să cadă cu totul jos. La acolo n-am făcut nimic că nu știam cât teren avem și cât nu avem. Și atunci am zis, bă, las așa, că așa. Și cineva vindea, făcea un profit acolo. La Piața Mărăței au funcționat două crâșme 6 luni de zile
Pentru că niște idioți n-au trecut contractul în continuare și nu s-au încasat bani. Idioții ăia care nu și-au făcut treaba, deci idioții care nu și-au făcut treaba, n-au plătit aproape jumătate de, nu știu, vreo 500.000 de lei, 50.000 de lei trebuiau încasați de primărie. S-au dus naibii, s-au dus unde s-au dus. Dincolo nu s-a încasat nimic vreo 6 luni de zile, dacă nu mai mult. Iar la Parcul Nicu Alb n-a mai intrat niciun pietrean cu sau fără bani. Adică, nu știu, e ok, facem treburi, facem, dar haide să le facem pornind cu capul. Curățenie se va face, s-a făcut o curățenie în parc și se va mai face. Începem cu spațiile verzi și se va deschide. Dar se va deschide până în momentul în care vor începe lucrările. Normal că... Când vor începe lucrările, atunci... Se închide, normal că se închide. Este estimată de către proiectant, se vor executa lucrările și se va face o grădină publică așa cum, să zic eu, care se ridice la nivelul numelui pe care îl poartă. Exact. Exact. Oricum, Nicu Albu nu cred că și-ar fi închipuit vreodată că el ca primar ar fi putut să dea ordin să închidă parcul pentru că, mă rog, trebuie să plângem pe umărul unor animale care acum sunt, care trăiesc majoritatea dintre ele în condiții echivalente, dacă nu mai rele, cu cele de la Piatra Neamț. Adică e așa un fel de șmecherie asta, cum să vă zic eu, a corectitudinii politice. Dom'le, noi protejăm animalele. Știți, Consiliul Județean este instituție prietenoasă cu animalele? Am auzit. Este singurul loc în care lucrul ăsta se potrivește. Deci să fie instituție prietenoasă cu animalele. Deci acolo se potrivește. Dar, în rest, știți cum e? Haideți că acum vorbim. Ați văzut gala premiilor Oscar, probabil că n-ați avut timp, dar nu se poate să nu fie auzit de palma dată de celebru actor Smith. L-am citit așa în dialogul, o știre care, deci, zice că ar fi fost sau n-ar fi fost. I-a dat o palmă acolo. Păi o glumă, nu știu ce. Păi nu știu, că i-a dat o palmă de aia actorească sau reală, nu știu. Nu contează. Contează altceva. Contează altceva. Și de asta am făcut legătura cu Piatra Neamțu și cu ce se întâmplă în oraș. Deci la gala premiilor Oscar, aparent un eveniment, el nu mai este un eveniment de mult, că acolo nu se mai dau premiile pe actul artistic. Acolo se dau premiile dacă ai în distribuție un negru, un chinez, un portorican și un alb în rol negativ, dacă ai 2 cupluri de homosexuali și așa, și dacă scenariul se referă la ăștia. Și atunci câștigi premiul. De aceea și la noi toate scenariile sunt și în România. Dacă vrei să obții finanțare, pui 2 homosexuali, vorbești despre LGBT și ești finanțat. Ei, acolo se spunea așa, domnul Irimia. Noi promovăm egalitatea tuturor. Așa, noi suntem reperul moral al lumii. Noi ăștia de la premiile Oscar. Și se duce un actor întâmplător, cum se spune, afroamerican, nu negru, da? Afroamerican, și-i pe românește, îi dă o din aia, cum se cheamă, de la Moinești, cum îi zice? Sau perversă. O perversă de la Moinești la prezentator, după care se duce să așează în scaun și peste câteva zeci de minute primește premiul Oscar. Primește premiul Oscar. Eu mă aștept acum ca domnul Andrei Carabelea să primească titlul de cel mai bun primar din România, pentru că a închis parcul Nicu Albu ca să respire acolo, să plece mizeria din pământ toată, pentru că și Will Smith a primit premiul Oscar. În loc Golanu, care o dat cu palma, să fie luat cu bodyguardii și scos afară, Golanu a primit premiul. A, că a fost nervos, că i-a fost jignită femeia. Ok, îl iei pe ăla afară și îi dai 2 perverse, dar nu în fața camerelor de luat vederi din întreaga lume. Așa e și la noi. Adică una spunem și alta mâncăm. Sau, nu știu, una cumpărăm și alta gătim. Tot timpul s-a spus că se dorește o...
să-i dăm o altă față grădinii. Și asta se va întâmpla, vă garantez. Deci, eu sunt convins că sunt mai prost de acum nu poate fi. Deci mai prost de acum nu poate fi. Se va ridica la importanța numelui. Ideea este să vedem în ce măsură, îi dăm drumul odată. Că, să vă spun, e păcat. E păcat. Bun. Ați spus că vom avea o curățenie mai bună. Eu am apreciat foarte mult faptul că s-au luat acele mașinuțe. Este o mică parte din acele mașinuțe. Mecanizarea societății. Dar ce plan există pentru dotarea municipiului cu... Se dorește încă achiziționarea încă a două măturătoare. Din astea... Nu. Mari pentru partea carosabilă. Nu de alea foarte mari care... Sunt aia verde și aia albă, cum le știm noi. Așa. Astea micuțe care pot să intre și printre blocuri și pe străduțele înguste. Se urmărește, se caută să se achiziționeze aceste lucruri. Nu neapărat noi, ci second hand și bune încă de folosit. Și mai multă curățenie se va face pentru că înainte erau același număr de oameni sau aproape același număr de oameni, dar curățenia se făcea pe hârtie, cum a spus și dumneavoastră. Acum nu se va mai face pe hârtie, se va face cu adevărat în teren. Pentru că avem un tabel în care pe zile... Mi l-ați trimis, din păcate, un PDF da. Și nu pot să-l pun pe ecran. Străzi, pe zile, care cu ajutorul colegului meu, cu consilierul meu, mai este monitorizat acum, știți cum am dat din casă. Apropo, ce consilier aveți dumneavoastră? Puneți-ne și nouă. Este un tânăr, un jurist, pentru că eu nu, să zic eu, nu stăpânesc. Dați-i și numele, că nu e niciun fel de... Tiberius Berbece se numește. Dânsul nu era în legătură cu asociații de proprietari, parcă dânsul. Nu. Înseamnă că e o confuzie de nume. Nu. Este jurist și mă ajută pe partea și foarte pe partea frumos. Asta. E bine că ați găsit un jurist, că de obicei se găsesc greu consilieri personali și dacă ei trebuie să ai grijă cum îi selectezi, dumneavoastră ați ales un jurist să vă protejeze juridic. De obicei se mai fac și alt tipuri de protecție, chiar și informativă. Dar nu discutăm asta. Pe lângă partea juridică, el mă ajută cum ziceva. E ca o extensie care mă înlocuiește pe mine în partea asta de verificare acolo unde nu pot să fiu în două locuri deodată. Mi se pare absolut normal. Bun, deci avem două mașini, aia albă și aia verde. Și aia verde. Noi o știam altfel. Noi știam mașina care ne anunță când vine Gheorghe Ștefan de la București, pentru că atunci se curăța strada de la stadion până la primărie. Deci se lua de la stadion și mergea până la primărie și noi știam când ieșea mașina aia de la Salubritate, venea Gheorghe Ștefan de la București. Și atunci, noi așa o numeam, mașina care ne anunță da, că vine Gheorghe Ștefan. Erau alte vremuri și alte acum, obiceiuri. Nu știu, erau alte vremuri. Acum da. Face curățenie după o planificare și după un tabel. Ok. Așa. Și deci mai luați două. E suficient pentru partea de iarnă, de exemplu, curățenia trotuarilor de zăpadă, că tot la Salubritate parcă era, nu? Nu, partea de curățenie a cu iarnă o ține de Publiserv. A, de Publiserv. De săpezire. Tot timpul îi confund acești doi directori de la Salubritate și Publiserv. Asta, mi se pare că să nu mai fie chestia asta de a confunda societățile, bine ar fi să fie toate sub o umbrelă. Și... Asta ar fi fost perfect. Dar așa, știți asta cum este unul dintre planurile. Dumneavoastră a spus planul A, că se ducă parcările iarăși la parking. De asta v-am zis că sunt mai multe planuri, dar știu să... și planul B și planul C. Dar planul C, mă rog, nu vreau să-mi spun aici, că după aia dau idei la alții. Știți cum e, unii vindeau apă la Bacău gratis din Piatra Neamț. Acum mi-e frică să nu le vină la ea idei gratis despre Piatra Neamț, dacă le dau și planul C și planul D. S-ar putea dar să cu siguranță vom alege soluția cea mai bună. Bun. Strandul. Ce ne așteptăm la strand în anul acesta? La strand vor fi modernizări. În primul rând, anul trecut
am stat foarte mult în ștrang, eram și suspendat și stăteam... Aveați timp. Aveam mai mult timp, într-adevăr. Aveam timp să circul mai mult prin oraș și modernizările, dacă putem spune așa, de anul acesta vin în urma cerințelor oamenilor care vin în ștrang. Și mi s-au spus, domnule, mai trebuie șezlonguri, ne trebuie umbrele. Vedeți? V-am spus de șezlonguri. Da. Păi chiar zâmbeam așa, că mi-a spus de șezlonguri că... Umbrele, vrem să refacem terasa studio și partea de VIP din ăsta. Și acolo va fi administrare directă sau le refaceți primărie. Și le dați prin primărie? Le dați prin primărie. La VIP, ca să zic așa. Nu, tot prin primărie. Partea de, nu, deci încasarea biletelor se face de către primărie. Acele căsuțe, baruri, terase sunt vor fi scoase la licitație, se vor licita, iar redevența va veni la primărie. Redevență sau chirie va fi? Chirie, corect, chirie, nu redevență. Păi nu știu, că nu, poate să chiria, fie nu, și... se stabilește prin hotărâri de consiliu local, metru pătrat, chirie, câți metri pătrați, atâția bani revin pe lună la primărie. Bun, cum... Și vor mai fi și niște, la intrare, vor fi 10 cabine de schimbat. Am înțeles. Eu, fără să fiu răutăcios aici, propun Consiliului Local Piatra Neamț, când are prima hotărâre referitoare la parking, la ștrand, să facă ședința în ștrandul din Roman. Eu am mai spus și repet și la dumneavoastră la emisiune, îmi doresc ca până la finalul mandatului, până în 2024, Piatra Neamțu să ajungă sau să întreacă ștrandul din Roman. Într-adevăr, a fost făcut mai târziu și a fost gândit altfel la cerințele din, să zic eu, din anul 2020, perioada 2015-2020. Domnul viceprimar, Piatra Neamțu și-a modernizat ștrandul pe un proiect, mă rog, după care au venit niște șmecheri care au zis, tu, cum știți, așa făceau. Asta e numai bun pentru tine. Bucata asta e bună pentru tine, asta e al lui ăla, nu-i nimic, las că o folosesc eu, că săracul ăla și-o primit terenul anul trecut, după nu știu cât timp. Ce avem aici? Terasa VIP tu, terasa aia tu, terasa aia tu. Șeful, știți, dar nu prea, trebuie să consumăm curent electric. Lasă-vă, că merge de la urban. Mai construim un... Nu s-au gândit nimeni atunci, că dacă se gândeau, îi puneau numele de la început, Rubik Hub. Deci dacă se gândeau de la început, cred că îi puneau și casa memorială Rubik Hub în amintirea viitoarei destinații. Știți? Adică vorbim prostie acum. Deci construim și un Rubik Hub acolo și aglomerăm frumusețea asta de ștrand și o facem, cum să spun eu, ca un cartier din ăla prost gândit. Nu este vina actualei administrații. Vina actualei administrații este că ar trebui să gândească la o aerisire a ștrandului pentru oameni. Nu la o aglomerare a ștrandului pentru oameni. Ștrandul, în viziunea noastră, va fi o zonă în care lumea se va putea plimba. Dar va avea și ce face. Pentru că lumea se plimbă, dar tot timpul... Eu vă spun că am o fetiță și tot timpul... Dacă mergeți să ne plimbăm în ștrand, ea trebuie să aibă o activitate, că altfel se plictisește și insistă până plecăm din ștrand și mergem în altă parte în care dorește. De asta, chiar dacă pare aglomerat sau va părea aglomerat, trebuie să fie plin de locuri sau lucruri în care să ai activitate. Gândiți-vă că încep proiectele de mobilitate, se vor închide străzi. Piața Ștefan cel Mare nu va mai putea fi închisă. Automat, încercăm să ducem sau să creăm o zonă de plimbare și de promenadă pentru pietreni. Și aceste locuri sunt în ștrand sau pe Cozla. Hai să mergem pe Cozla. Ce este pe Cozla? Pe Cozla ce va fi, că ce este știm tot cu toții. Acum, dar nu s-a schimbat nimic? Nu, deci schimbat. Cozla, mi-aduc aminte așa, stați să fac un exercițiu de memorie. Dumneavoastră,
parcul Cozi, la va fi, va face. Am bătut monedă foarte mult. Eu v-am lăudat pentru una din inițiative, acel parc în care nu se intervenea foarte mult asupra mediului cu Pădurea Parc. Pădurea Parc. Asta mi s-a părut și fezabil și mai ușor de realizat. Restul recunosc că mi s-au părut alte. Așa. A venit domnul Harbuz. A vorbit despre Legoland și posibilitatea de dezvoltare a zonei respective. A venit domnul Carabelea, care n-a ocolit Cozla, că n-avea cum. Nu mai vorbim de domnul Cuc, care deja a făcuse cuib în zonă. Deci, dar știți, cucii au, ei se duc tot timpul și depun ouăle la, în alte părți. Am văzut. Da. Și, deci, nici nu mai știu cine mai erau candidați la vremea aia, sincer. Ciprian Enache. Ciprian Enache, era și el cu Cozla. Dar nu ai cum, dar să opunești Cozla pentru și că... Deci, acum, facem socoteala așa. Dumneavoastră viceprimar, Carabelea primar, domnul Liviu Arbuz, șeful cancelariei, domnul Enache, consilier local, am uitat pe cineva? Pe domnul Cuc, deputat, deci nu, sau senator, ce-o fi el, nici nu mai știu. Parte. Așa, deci nu îl mai trecem la socoteală. Da, zici... Și-au trecut 2 ani. Așa este. Au trecut 2 ani, dar acum începem să facem... Ce... Avem un studiu pentru Cozla în momentul ăsta? Urmează să iasă studiul de amenajare peisagistică a zonei care... Și ăsta cine îl face? A fost scos la licitație? Nu, nu. Acum trebuie săptămâna asta ținând cartul de sarcini și îl... Nu durează foarte mult, iar lucrarea o cred eu că o va face, să vedem dacă sunt în stare să țină, să se țină de proiectul, va face cei de la Urban. Pentru că eu am vorbit cu cei de la Urban și am zis să-și creeze o echipă. Deci, de plantat și de desteleniți solul nu trebuie să venim cu altă societate atâta timp cât avem una care se poate ocupa de chestia aceasta. Asta cu desteleniți solul cred că fac. Partea cu plantatul, nu știu, dar desțelenit solul, aia este de plantat, nu am emoții că cei de la Urban nu vor putea să planteze. Problema este că nu știu ce să planteze și unde și cum să planteze. Dar dacă, bineînțeles, sub atenta supravegherea specialistului din partea firmei care va face proiectul. Nu plantez așa. Am înțeles. Pentru că am observat că oricâtă bunăvoință ar fi și există din partea unor colegi de la Urban de a schimba, colegi tineri de a schimba și ei își doresc să schimbe fața orașului, suntem limitați ca informație. Dar această informație o putem primi de la firmele specializate. Așa mi se pare normal. Eu n-aș apela la firme specializate de genul ăsta. Eu aș apela la niște specialiști care probabil că există și prin neamț, la niște instituții, gen instituția în care ați lucrat și dumneavoastră? Da, dar nu. Gen pe, și... pe amenajare peisagistică. Vorbim de amenajare peisagistică, nu vorbim despre traseele tematice, pentru că se va face un traseu tematic. Vorbisem, dacă vă amintiți, de acei uriași din lemn care a plăcut multor copii și, bineînțeles, și părinții au vorbit despre asta. Anul ăsta se va demara proiectarea și cred că și construcția, dacă nu cumva... depinde cât de dificil este construcția lor din urma proiectării, pentru că dau așa, să zic, în avantpremieră vor fi 5 uriași, 5 statui din lemn care vor reprezenta cele 5 personaje din Basmul Harapal. E bine. E bine, ideea este că totdeauna genul ăsta de lucruri, dacă sunt făcute cu cap, eu zic că... dacă sunt făcute cu cap și integrate în ceva, pot să creeze premizele unei atracții turistice. Chiar ieri am fost împreună cu domnul Potonea, domnul Liviu Harbuș și cu domnul arhitect șef Andrei Ciubotaru pe Cozla și am mai venit cu unele completări și cu unele idei. Pentru că trebuie să mergi în teren, să domnul, stai domnul acolo. Potolea mai lucrează la primărie? Da, este în cabinetul domnului primar. Ah, am uitat. Nu mai știam, credeam că s-a terminat, că el venise cu rezolvarea și problemei cu domnul de la Brohanski, Perla Invest. Care este administratorul Perle Invest. Deci chiar am fost și de multe ori am fost pe Cozla. Eu în cap și în planul meu am planul pentru toată Cozla. Știu unde. Vom face o mică parte anul ăsta. La anul
dacă nu se, pentru că în același timp avem depuse 5 fișe de proiect care se vor transforma în proiecte pe POR pentru a dezvolta Cozla. Dacă din acele 5 proiecte, 3, nu zic 5, dar eu zic că toate 5 vor fi, să zic eu, acceptate, într-adevăr atunci se va schimba cu adevărat totul pe Cozla și va fi un punct de atracție nu doar pentru Neamț sau Piatra Neamț, ci chiar național. Credeți-mă că se va vorbi mult. Dacă acele proiecte vor fi duse la finalitate, nu în mandatul acesta, dar mandatul viitor, cu adevărat veți auzi mai multe despre Cozla. Așa cum știm despre Tâmpa cu toții de la Piatra Neamț din Brașov, așa se va ști și despre Cozla. Eu îmi doresc să pot scrie credeți-mă despre Cozla visez, și de bine. Eu visez de când din campanie Cozla și chiar îmi doresc să întâmple lucruri. Și cu toți, împreună cu colegii, am primit și sprijin și, să zic eu, mână liberă de a face pe Cozla ceea ce se dorește. Deci, începem cu curățenia, începem cu traseele tematice și în funcție de cum derulează acele fișe de proiect, prioritizăm și noi investițiile, dacă, pentru că nu este bine să investim din banii bugetului local atâta timp cât avem fonduri la dispoziție. Deci încerc să deschid, dar nu știu, merge foarte prost acum internetul la mine, uite că am reușit. În august 2014, pe 4 august, Mesagerul de Neamț scria Cozla, radiografia unui dezastru. 2014. Și aveți aici o groază de date și fotografii. Una dintre ele arată un zid construit de Nicu Albu acum 200 de ani, care rezistă. Zidul de pe drum. Sus pe Cozla, nu. Ei, nu, nu. E pe drum. Pe drum, drum. Acele ziduri de susținere. Da, zidul de susținere. Chiar, de 200 de ani construit și rezistă. Încă rezistă. S-au băgat și încerc să găsesc cifra acum în jur de 16 milioane de euro pe dezastru care a fost acolo și ce avem în urmă? Avem un drum distrus, avem infrastructura până sus făcută flenduri, avem o telegondolă care este, din punctul de vedere al Green Deal-ului, cea mai bună investiție din Neamț, mută aer de sus-jos, din când în când și pasageri. Și să vă mai citesc ce vroia să facă, apropo de planuri. Dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozla, 13 milioane de euro. Și primăria trebuia să suporte maxim jumătate. Proiectul ar cuprinde 3 drumuri de acces, deci acum e ora de citit povești, și spații pentru parcare, realizarea unui patinoar artificial cu o suprafață de peste 1500 de metri pătrați, așa, un centru de închiriere a echipamentelor sportive, 2 pârtii de schi, una pentru începători de 2200 de metri și una pentru avansați de 1400 de metri, un punct de informare turistică, care ăsta se face sigur, așa, modernizarea punctului Belvedere, acel WC-ul public de vreo 12-15 ani. Care acum este în proiectare și va arăta cu totul. Deci a mai fost proiectat de câteva ori, să vedem. Știți cum eu vorbesc, știu, despre ceea ce știu că se va face. Asigurarea utilităților și 4 km de trasee de drumeție prin pădurea de pe dealul Cozla. Pârtiile ar urma să aibă instalații de nocturnă, transport pe cablu și tunuri de zăpadă. Termen de finalizare a lucrărilor 31 iulie 2012 era. Și s-a ajuns la vreo 46,5 milioane de lei. Ce să mai discutăm? Astea erau povești nemuritoare atunci. Ce certitudine am eu că acum nu vor fi povești muritoare, cum era asta muritoare, că a murit săraca? Avem niște chestii de care depindem. V-am spus, depindem foarte mult de cât de repede se dă drumul la finanțare și cât de repede se dă drumul la cererile de finanțare pe POR. Pentru că majoritatea proiectelor sunt, am găsit finanțare aici, la POR.
eu pot să vă asigur că poveștile care sunt reale, nu nemuritoare, vor schimba și va avea o altă viziune asupra Cosnei, nu cum o avea primarul din 2012 cu acea pârtie care s-a făcut până la urmă, s-a defrișat, s-a făcut pârtia secundară, cum știm noi pentru începători, dar care acum este doar o zonă prin care oamenii se plimbă. Nu, pentru că schimbările climatice nu s-a ținut cont de schimbările climatice și asta o vedem de la an la an. Vedem că nu mai plouă primăvara, vedem că nu mai ninge iarna și automat trebuie să adaptăm și noi, să ne adaptăm condițiilor climatice și cu investițiile pe care le facem să ne adaptăm. Pentru că acolo sus, pe Cosla, niciodată nu va mai fi, sau eu știu foarte, foarte rar când va ninge, vor fi sporturi de iarnă. În rest, trebuie să ne adaptăm, să creăm alte facilități și alte atracții pe toată durata anului și ceea ce important, zic eu, și pe timp de noapte. Eu acum vă trimit în WhatsApp, că n-am cum să pun pe ecran așa de repede, o poză. Vă rog să vă uitați la ea, v-am trimis-o în WhatsApp. O să încerc, dacă Bogdan, tu poți să apropie suficient de tare. De fapt, nu, este, explic oamenilor, noi am dat un filmuleț și niște poze undeva în zona școlii 3, unde a intervenit APA Servu la două zile după ce au fost anunțați și a trecut deja mult timp de atunci. Și acum, în timpul emisiunii, mi-a trimis cineva această fotografie cu o groapă imensă, semnalizată cu niște bucăți de franjuri de coal negru, acolo, ca la crime, știți? Și este ultima tranșee pe frontul, pe războiul apei de la Piatra Neamț și din județul Neamț. Eu întreb așa, prietenește, primăria s-a dus până acolo, e pe un spațiu verde făcută intervenția, ocupă o parte din stradă. Eu întreb, primăria s-a dus până acolo să vadă dacă acești constructori, reparatori, fixatori de probleme și-au făcut treaba cum trebuie? Nu știu să vă răspund această întrebare. E pe spațiu verde, știți? Ajung la primărie, interesez și revin. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că noi tot vorbim de cutare. Astea sunt lucrurile concrete și oamenii ne văd și ne judecă. Deci am primit, dar ăsta mi s-a părut cel mai interesant dintre mesajele primite și cu comentariu care spunea... Oricum, promit că de acum, de când plec la dumneavoastră la emisiune, mă duc direct acolo. Uitați. Bună dimineața, domnul Bălănescu. A mai trecut o săptămână și cei de la Apaser tot n-au venit să rezolve problema. Cam așa arată în zona centrală a orașului de două săptămâni. Și gropile sunt pline cu apă, în curând vor apărea țânțarii. Eu propun să duc și niște peștișori. Adică, sunt două săptămâni. Da. Și mai îmi trimite cineva un mesaj apropo de ce v-am spus eu cu Palma. În rezumatul ceremoniei de la Oscar, difuzat marți seară la ProCinema, Palma a fost cenzurată. Deci nu mai apărea Palma, care a fost cel mai mediatizat eveniment. De aceea, eu m-aș fi bucurat așa. Și sincer m-aș fi bucurat ca ieri când v-ați dus pe Cosla să trimiteți un comunicat cu ce ați făcut pe Cosla, nu un comunicat cum ne-au trimis cei de la comunicare, cu poze artistice, cu 20 de salubrizori cu mașinile lor minunate. Vizita noastră pe Cosla nu putea fi transpusă într-un comunicat, pentru că noi vrem să transmitem prin comunicate ceea ce am făcut, nu ceea ce vom face. Am înțeles. Am înțeles. Toată lumea este sătulă de promisiuni. Așa zic și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Dacă e vreun anunț pe care vreți să-l faceți sau ceva important, n-am apucat să discutăm despre USR. Acum așa se cheamă USR, nu mai e USR Plus. Poate facem o emisiune specială pentru USR, poate mai chemăm pe colegi, că acum putem să ne extindem la mai multe, să discutăm ce se întâmplă cu acest frumos partid, această frumoasă filiară, al cărui lider suportă agresiuni în
în Parlamentul României am văzut că a fost tras de urechi, de urechi în mod naționalist, ca să spunem așa. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes în activitate la modul extrem de sincer, avem nevoie ca să facă lucruri în oraș și îmi permit să spun că vă voi invita înainte ca unele dintre povești să devină realitate, ca să, nu, să vă țină trează amintirea a ceea ce ați spus aici, adică să aducem tot timpul aminte că trebuie făcute lucruri. Credeți-mă că în fiecare seară mă gândesc la lucrurile care trebuie făcute. În fiecare seară, credeți-mă. Vă cred. O zi frumoasă dumneavoastră, tuturor nemțenilor și romașcanilor, prosperitate și tot ce își doresc ei. N-am mai folosit cuvântul la mulți ani. La revedere! La revedere!